Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la știrile Acces TV. CD bărbați reținuți pentru proxenetism și introduși în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au fost eliberați. Au fost dispuse și primele măsuri în cazul persoanelor cercetate. Bărbații în vârstă de 35 și 51 de ani din Jupunești, acuzați că au făcut trafic de minore, au fost eliberați după ce și-au petrecut 24 de ore în arestul IPJ Gorj. În cazul proxenetului de 35 de ani s-a dispus măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, pe când bărbatul în vârstă de 51 de ani a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Pe lângă cei doi, și o femeie este cercetată penal. Amintim că polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, coordonați de DICOT Gorj, au descins pe raza județului în 4 locuințe, în cadrul cărora au fost vizate 3 persoane acuzate de infracțiuni deosebit de grave. Suspecții au fost audiați la sediul DICOT pentru trafic de minori, proxenetism și spălare de bani. Din investigație a reieșit faptul că în perioada 2014-2018 aceștia ar fi recrutat, transportat și cazat în Portugalia în scopul exploatării sexuale două minore de 16 ani din județul Gorj. Totodată, cei trei ar fi sprijinit și alte tinere să practice prostituția în Norvegia, realizând un venit de aproximativ 400.000 de lei, bani pe care i-ar fi investit în imobile și autoturisme, transmis Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt al IPJ Gorj. În urma perchezițiilor s-au ridicat atât carduri de memorie, înscrisuri, cartele telefonice, telefoane mobile, cât și un autoturism. În cadrul acțiunii s-a beneficiat de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română, angrenați în percheziții fiind polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Cărbunești și jandarmii gorjeni. Valul de reacție a apărut în legătură cu marele concert Zămotan și a avut loc aseara trecută în municipiul Târgu Jiu cu ocazia zilelor orașului. Dacă tineretul a apreciat muzica formației din Republica Moldova, alte persoane mai în vârstă i-au criticat dur atât pe artiști, cât și suportul tehnic al evenimentului. Municipalitatea anunța cu mare fast concertul celor de la The Motans, însă reacțiile cu privire la evenimentul organizat cu ocazia zilelor orașului au fost împărțite în rândul participanților. The Motans este o formație din Republica Moldova înființată în Chișinău. Trupa s-a lansat în anul 2015 adunând milioane de fani. Melodiile formației sunt ascultate în radiourile românești, iar videoclipurile sale strâng zeci de milioane de vizualizări. Astfel se explică și decizia autorităților locale de a plăti sume considerabile ca moldovenii să concerteze la Târgu Jiu. Tinerii au fredonat versurile celebrelor melodii alături de ei dorilor, iar voia bună a pus stăpânire pe piața prefecturii din municipiu. Nu toate persoanele prezente la eveniment au catalogat prestația trupei drept uimitoare. Mulți s-au plâns că se putea opta pentru o formație mult mai bună dacă toți s-au investit sume în organizarea concertului. Mult zgomot pentru nimic, sonorizare proastă și cântăreț amator, nu știa nici să țină bine microfonul la gură. Live sunt jalnici, doar în studio și playback sunt buni. Elevi sau studenți talentați de la orice școală de muzică le-ar da lecții și la 10% din tariful lor, comenta un internaut cu privire la eveniment. De sus pornește mizeria asta, e peste România. Cei talentați din România nu au origine sănătoasă, deci nu trebuie promovați. Copii talentați în toate domeniile găsești în toate cătunele din țara asta, a afirmat un alt participant la concert. Rămâne de văzut ce decizii inspirate va mai lua municipalitatea în ceea ce privește artiștii care vor concerta la Târgu Jiu pe parcursul acestui an, mai ales că autoritățile locale au anunțat deja mai multe evenimente care vor avea loc cu scopul sporirii turismului gorjan. Organizarea de către municipalitate a unora dintre cele mai importante evenimente de peste ani a găsit tot în relații tensionate pe cei doi viceprimari din Târgu Jiu cu primarul Marcel Romanescu. Deranjați că nu au fost consultați absolut deloc în ceea ce privește organizarea manifestărilor dedicate zilelor municipiului Târgu Jiu, cei doi viceprimari Aurel Popescu și Adrian Tudor susțin că și-au adus totuși aportul așa cum au știut mai bine, pentru ca evenimentele ce au avut loc în această perioadă în orașul Brâncuș să fie unele de calitate. Vigele Aurel Popescu afirmă că nici nu se aștepta la altă abordare a primarului Marcel Romanescu în ceea ce privește consultarea pe care ar fi trebuit să o aibă și cu cei doi viceprimari în ceea ce privește stabilirea programului pentru manifestările dedicate zilelor municipiului Târgu Jiu. Am avut același tratament și de această dată. Primarul Marcel Romanescu a ținut să întocmească programul manifestărilor împreună cu câțiva apropiați ai săi, afirmă Aurel Popescu, vicele din municipiu, reproșându-i edilului că atât el cât și Adrian Tudor au fost nevoiți să obțină programul după ce fusese deja stabilit. Am avut același tratament. Și de această dată programul a fost stabilit efectiv de domnul primar împreună cu câțiva apropiați ai domniei sale. Nu am fost consultați vis-a-vis de program, de proiect, de
bunul mers al zilelor municipiului Târgu Jiu, decât cu foarte, foarte mici excepții. Eu personal mi-am respectat promisiunile față de instituțiile cu care am colaborat foarte bine și am purtat discuții așa cum era firesc după ce am obținut programul, care nu a fost întocmit împreună cu noi, cu viceprimarii. Firesc, am făcut tot posibilul ca procesiunea de început de zile ale municipiului Târgu Jiu, acea procesiune pe care am organizat-o la a noua ediție, dacă nu mă înșel, cu ani în urmă, chiar ne aminteam cu plăcere când a fost o primă ediție a acestei procesiuni, cât de bine a fost primită și cât de atenți au fost cetățenii municipiului Târgu Jiu vis-a-vis de acest eveniment. E bine, totul din punctul meu de vedere și al colegului meu Adrian Tudor, totul a fost cât se poate de normal și de corect. Ne-am arătat disponibilitatea, ne-am implicat în buna desfășurare a acestor activități în cadrul programului de activități ale zilelor municipiului Târgu Jiu. Dar, repet, programul nu a fost stabilit împreună cu noi și, credeți-mă, nici nu mă așteptam să existe o intenție de a ne consulta în ceea ce privește desfășurarea întregului program. Aurel Popescu, viceprimarul din Târgu Jiu, susține că și-ar fi dorit ca atât el cât și Adrian Tudor să-și poată expune propriile idei în ceea ce privește programul manifestărilor dedicate zilelor municipiului. Vicele afirmă că, în ciuda faptului că primarul Marcel Romanescu a intenționat să-și pună o amprentă personală în ceea ce privește evenimentul, acesta nu face altceva decât să împrumute din ideile vechi administrației a municipalității. Popescu a făcut referire la anunțul lui Marcel Romanescu privind mutarea evenimentelor de pe insulița Jiului în afara orașului, idee care însă a aparținut tot fostei conduceri a primăriei Târgu Jiu. Sunt convins că am fi avut și noi ideile noastre, sunt convins că atunci când sunt puse pe masă mai multe idei, pot fi găsite și alte variante de dezvoltare și de desfășurare a zilelor municipiului nostru. E adevărat, domnul primar a ținut neapărat să-și pună o amprentă personală asupra acestor evenimente. E adevărat, domnul primar Marcel Romanescu a ținut să aibă ultimul cuvânt de spus și în niciun caz să fie cumva trecut în dreptul acestor evenimente din această săptămână numele lui Aurel Popescu sau Adrian Tudor. Dar timpul o să-și spună cuvântul și cu siguranță vom avea foarte multe alte idei în ceea ce ne privește pentru viitor. Auzisem și am și citit ieri în presă, am văzut și la dumneavoastră la posturile de radio și televiziune, cum că domnul primar intenționează să mute aceste evenimente în afara orașului. E o discuție pe care noi am avut-o cu mult timp înainte. E bine că domnul primar își însușește în continuare tot ce a făcut bun sau tot ce a făcut bine fosta conducere. Zilele municipiului Târgu Jiu s-au desfășurat pe parcursul întregii săptămâni și se vor încheia duminică, atunci când pe insulița de pe Jiu va susține un concert trupa Holograf. Angajații prefecturii Goș vor asigura permanența la instituție în ziua alegerilor europarlamentare și a referendumului pentru justiție. Obiectivul este ca toate secțiile să fie deschise la timp și să fie asigurate atât materialele necesare, cât și personalul pentru buna desfășurare a procesului electoral. Cel puțin un funcționar se va afla duminică în ziua votului la sediul prefecturii Gorj pentru a da o mână de ajutor în cazul în care vor apărea probleme care vor necesita intervenția instituției prefectului. În general, obiectivul este ca toate secțiile să fie deschise la timp și să asigure materialele necesare și personalul pentru buna desfășurare a procesului electoral. Misiunea autorităților va începe abia după închiderea scrutinului. Președinții secțiilor de votare vor trebui să aducă buletinele de vot la Târgu Jiu și toate materialele electorale, respectiv ștampilele de vot. Noi am făcut deja un program, după cum bine știți,
încă de când a început organizarea pentru alegerile europarlamentare, avem într-adevăr program și în ziua alegerilor. Va fi cineva cu siguranță întreaga zi aici la prefectură, pe lângă cei care fac parte din biroul electoral județean, vor fi și angajații ai noștri care se vor asigura că secțiile de votare s-au deschis dimineața toate și nu sunt incidente. Treaba noastră începe însă după ce secțiile de votare se închid, pentru că, după cum bine știți, așteptăm toți președinții secțiilor de votare cu buletinele de vot și cu toate materialele să ne asigurăm că totul este în regulă. Alegătorii pot afla la ce secție sunt arondați și unde pot vota accesând și internetul. Este vorba de site-ul registrulelectoral.ro. Aici, pe baza codului numeric personal și a numelui de familie, se poate afla secția la care alegătorul este arondat. Persoanele care nu se află în localitatea de domiciliu pot vota pe listele electorale suplimentare separate. Acestea vor fi atât pentru alegerile europarlamentare, cât și pentru referendum. Pentru cei care vor vota pentru Gorjeni, că dacă nu știu la ce secție sunt arondați, pot afla foarte ușor intrând pe internet. S-a creat un site, registrulelectoral.ro se numește. Acolo, introducând CNP-ul și numele de familie, cetățenii vor vedea foarte ușor la ce secție sunt arondați. Trebuie să știe gorjenii că dacă nu se află în localitatea de domiciliu, pot vota și pe listele suplimentare. Vor fi liste suplimentare separate atât pentru alegerile europarlamentare, cât și pentru referendum. Există posibilitatea ca cetățenii cu probleme grave de sănătate și care nu se pot deplasa sau sunt în zone izolate să poată beneficia de urna mobilă. Este necesară însă o solicitare scrisă care trebuie depusă la secția cea mai apropiată în cursul zilei de sâmbătă, astfel că doi membri ai secției de votare se vor deplasa cu urna mobilă la locul de unde a venit solicitarea. În ceea ce privește urna mobilă, dacă sunt persoane care nu se pot deplasa, pot solicita urna mobilă, însă doar făcând o solicitare cu 24 de ore înainte, adică mâine, sâmbătă, pot face această solicitare, iar în ziua alegerilor, un membru sau doi membri din secția de votare va merge cu urna mobilă. Duminică urnele se vor deschide la ora 7 și se vor închide la ora 21, când se va încheia procesul de vot. O locuință din cartierul Iezurene a fost cuprinsă de flăcări. Proprietarii au apelat alarmați la ajutorul pompierilor, în speranța că nu li se va risipi agonisarea de o viață într-o clipă. Alarmă în cartierul Iezuren după ce casa unei familii a luat foc. Flăcările devastatoare s-au întins cu repeziciune la tot nivelul acoperișului, având în vedere că structura acestuia era bogată în material lemnos. Salvatorii au început lupta cu focul și, din fericire, în scurt timp, incendiul a fost localizat și lichidat. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime, singurele pagube suferite de proprietari fiind cele materiale. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de lucru cu apă și spumă din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, a transmis Florin Chisim, purtător de cuvânt al ISU Gorj. Cauza cea mai probabil a producerii incendiului este un scurt circuit electric. Pentru buna desfășurare a alegerilor europarlamentare și a referendumului, pompierii militari vor fi prezenți la secțiile de votare. Aceștia au desfășurat multiple activități pentru a asigura siguranța procesului electoral. Pentru asigurarea unui climat de siguranță în ceea ce privește desfășurarea procesului electoral în cadrul alegerilor europarlamentare și a referendumului, pompierii militari vor fi angrenați la secțiile de votare. Instituția a efectuat verificări la toate cele 294 de obiective în care sunt organizate cele 332 de secții de votare pe raza întregului județ. Pompierii militari s-au asigurat în cadrul activităților că sunt îndeplinite toate cerințele de siguranță la incendiu. Mai mult, angajați instituției vor asigura măsuri de pază și protecție în 84 de secții de votare amplasate în 77 de localități. Efectivele au fost suplimentate pentru a asigura inclusiv prevenirea situațiilor de urgență pe parcursul procesului electoral. Premergător alegerilor europarlamentare și a referendumului, instituția noastră a efectuat acțiuni preventive care să contribuie la consolidarea climatului de siguranță a cetățenilor, respectiv buna organizare și desfășurare a acestui proces electoral, a transmis Florin Chisim, purtător de cuvânt al ISU Gorj. Printre prioritățile salvatorilor prezenți la secțiile de votare, se regăsește și asigurarea evacuării în caz de incendiu a participanților la vot, menținerea liberă a căilor de acces și intervenție în caz de incendiu și asigurarea mijloacelor tehnice de intervenție în cazul înregistrării vreunui incident.
O femeie a solicitat ajutorul polițiștilor într-un conflict cu soțul său, însă când oamenii legii au încercat să ia măsuri împotriva bărbatului violent, victima a refuzat emiterea unui ordin de protecție. Bărbatul s-a ales totuși cu dosar penal. Cazurile de violență în familie sunt des întâlnite în județul Gorj. O femeie în vârstă de 39 de ani din Rovinare a sesizat oamenii legii despre faptul că ar fi victima unor agresiuni. Aceasta ar fi devenit victima partenerului de viață. Alarmați, polițiștii din cadrul poliției orașului Rovinari au pornit spre persoana asupra căreia soțul a exercitat acte de violență. Totul ar fi pornit de la niște discuții în contradictoriu, cei doi parteneri având un conflict verbal. Femeia nu a suferit leziuni grave. Cu ocazia cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că femeia ar fi avut un conflict verbal cu soțul său, în urma căruia ar fi fost agresată de acesta, fără însă a fi necesară transportarea la o unitate spitalicească pentru îngrijiri medicale, a transmis Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt al IPJ Gorj. În ciuda faptului că femeia a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu împotriva soțului violent, oamenii legii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie. O nouă întâmplare comică pe străzile din municipiul Târgu Jiu. Atunci când crezi că le-ai văzut pe toate, ai surpriza să observi o mașină transportată cu ajutorul unei căruțe, sprijinită pe brațele unor bărbați. O postare publicată pe o pagină de socializare destinată traficului rutier a stârnit valuri de reacții. Conducătorii auto au surprins imagini mai rar întâlnite pe drumurile intens circulate. Mai multe persoane se chinuiau din greu să transporte cu ajutorul unui atelaj cu tracțiune animală o mașină. Autoturismul a fost încărcat pe brațe în căruță, iar pentru a se putea deplasa fără ca mașina să cadă, câțiva bărbați o sprijineau pe umeri. În plimbarea lor, mașina s-a dezechilibrat, a căzut și a lovit un alt autoturism parcat în apropiere. Protagoniștii întâmplării nu s-au dat bătuți și au reușit să ridice din nou autoturismul în căruță. Imaginile au stârnit hohote de râs în rândul internauților. Sunt curios cum o să explice proprietarul la asigurări. A căzut o mașină din căruță pe mașina mea, a comentat un utilizator al rețelei de socializare. Deci a căzut mașina din căruță, a lovit altă mașină, apoi au luat-o pe brațe și au pus-o înapoi în căruță. We love Târgu Jiu, se amuza un alt conducător auto. Pe lângă amuzament, imaginile au stârnit și reacții negative. Cetățenii sunt intrigați că nu se iau măsuri în astfel de cazuri. Nimeni nu vede nimic, parcă suntem în vestul sălbatic, căruțe în centru, căruțe la mol, comenta intrigat un utilizator. Proprietarul la cărui mașină a căzut victima aventurii, autoturismul fiindu-i zgâriat, s-a resemnat și s-a îndreptat către vopsitor. Zilele municipiului Târgu Jiu se apropie de final. În weekend sunt organizate o serie de manifestări cultural-artistice pentru târgujeni, dar și pentru cei care se află în vizită în municipiu. Astăzi, la Teatrul Elvira Godeanu este programat și un spectacol pentru copii, dar și un concert al unui artist francez. Manifestările dedicate zilelor municipiului Târgu Jiu sunt aproape de final pe parcursul acestei săptămâni, fiind organizate concerte, dar și expoziții și lansări de carte. Astăzi, autoritățile locale au lansat și aplicația oficială a orașului Târgu Jiu City App, care poate fi descărcată pe telefonul mobil. Beneficiarii vor primi o serie de informații legate de oraș și de evenimentele organizate aici. Nu în ultimul rând, în această seară pe insuliță de la ora 20 are loc un spectacol de muzică populară. Cap de afiș este artista Olguța Berbec. Sâmbătă este din nou zi plină la Târgu Jiu. Orașul va găzdui un festival național de gimnastică aerobică, Festivalul Internațional de Literatură Tudor Arghezi și o expoziție de automobile de epocă în piața prefecturii. De asemenea, la Teatrul Elvira Godeanu va avea loc o lansare de album poem, iar seara de la ora 20 sunt programate două manifestări. Este vorba de turneul internațional Stradivarius la Coloana Fără Sfârșit, unde va concerta violonistul Alexandru Tomescu. Totodată pe insuliță va avea loc un spectacol de muzică populară. Zilele municipiului Târgu Jiu se vor încheia duminică, atunci când de la ora 21 trupele Holograf și The Dreamers vor concerta pe insuliță, iar la miezul nopții este programat un foc de artificii. Violonistul Alexandru Tomescu aduce din nou la Târgu Jiu vioara Stradivarius. Cunoscutul instrumentist va susține în orașului Brâncuș un nou concert. Anul acesta evenimentul va fi diferit față de cele din anii trecuți, promit organizatorii, târgujenii fiind așteptați la concert mâine seară în parcul de la Coloana Fără Sfârșit. Locuitorii municipiului Târgu Jiu și nu numai sunt așteptați sâmbătă de la ora 20 în parcul Coloanei Fără Sfârșit la un regal de muzică clasică. Aici va concerta pentru al patrulea an violonistul Alexandru Tomescu în cadrul turneului internațional Stradivarius. Sunt turiști din regiune care vor să vină la Târgu Jiu să vadă concertul de la Monumentul lui Constantin Brâncuș. Sunt și sponsori ai evenimentului care aduc invitați din țară și din străinătate. Potrivit lui Adrian Tudor, viceprimarul din Târgu Jiu, hotelurile din oraș nu duc lipsă de rezervări. Al patrulea an în care găzduim acest eveniment într-un alt concept, așa cum suntem obișnuiți. Mă bucură faptul că există un interes nu doar din partea târgujienilor pentru acest eveniment, dar există un interes din partea întregii regiuni, din întreaga Oltenie sunt anunțați oameni, s-au interesat de acest eveniment, vor să vină să vadă concertul de la Coloană.
susținut de Alexandru Tomescu și invitații săi. În plus, sponsorii care, naționali care susțin acest eveniment au invitați pe care îi aduc la Târgu Jiu pentru a vedea acest concert și spun cu bucurie că sunt invitați din, nu doar din țară, ci și din străinătate, foarte mulți. Hotelurile, am fost curios să văd, sunt pline în acest weekend datorită și evenimentului organizat de noi. Din Franța va sosi o interpretă la harpă, iar pe scena amplasată la coloana fără sfârșit se va afla și un actor de la Teatrul Național din Craiova. În parc vor fi instalate peste 1000 de scaune, însă publicul va putea să asculte și să privească spectacolul de oriunde, chiar și stând pe iarbă. Vom avea din Franța o interpretă la harpă și suntem puși așa în dificultate că harpa aia trebuie cărată și montată și trebuie să existe mare atenție cu ea. Și de asemenea va fi prezent alături de ei pe scenă pentru mișcări, pe ritmuri de muzică, actorul Larii Georgescu de la Teatrul Național, un craiovean, Larii Georgescu. Vioara Stradivarius a fost construită de Antonio Stradivari în anul 1702. Instrumentul face parte din patrimoniul României și este una dintre ultimele 10 viori Stradivarius funcționale din lume. Cei mici sunt mereu în centrul atenției, însă în data de 1 iunie se vor bucura de surprize și activități deosebite și copilașii mai puțin norocoși. Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj s-a implicat pentru a aduce zâmbete pe fețele copiilor prin multiple activități. Ziua Internațională a Copilului va fi sărbătorită și în cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. Conducerea instituției a hotărât că cei mici merită să fie sărbătoriți așa cum se cuvine. Așadar, au organizat mai multe activități pentru a-i bucura pe copiii din centrele sociale. Fiecare complex de servicii sociale își va stabili un program de desfășurare a activităților, acestea începând chiar din data de 27 mai. În cadrul acțiunilor este vizată recrearea și socializarea, participarea fiind alături de elevii și preșcolarii din mai multe unități de învățământ. Pe lângă atelierele de pictură și modelaj, concursuri și jocuri, cei mici vor fi vizitați de polițiști și jandarmi care le vor explica despre echipamentele din dotare și autospecialele de intervenție. Potrivit conducerii instituției, cu ajutorul unor sponsorizări, surprizele vor continua pentru prichindei. Sunt organizate picnicuri, beneficiarii serviciilor sociale din subordinea DGASPC Gorj, având posibilitatea ca de fiecare dată să se implice în pregătirea unui grătar, să socializeze și să se distreze împreună. În centrele subordonate DGASPC se vor organiza petreceri, ei se vor distra pe acorduri muzicale, iar meniul va fi unul de petrecere. Copiii servind preparate festive, sucuri și tort, a transmis Laurențiu Diaconescu, directorul DGASPC Gorj. Cu sprijinul sponsorilor, cei mici vor primi și cadouri, așa cum este firesc de ziua lor. În plus, copiii vor merge la teatru, dar și la film. 2 hectare de teren, un teren de tenis și o clădire cu 20 de camere au ajuns în proprietatea Arhiepiscopiei Craiova, după ce în urma unei licitații s-a cumpărat motelul Lainici. Unitatea de cazare era în faliment. Motelul Lainici, situat în apropierea cunoscutei mănăstiri cu același nume, a fost scos la licitație acum mai bine de un an de către societatea care îl deținea. Compania intrase în insolvență, soluția găsită fiind vânzarea unității de cazare. Prețul inițial de vânzare al clădirii era de peste 1 milion de lei, sumă care a scăzut în timpul licitației. În viitorul apropiat, motelul va deveni sediul ocolului silvic eparhial. Urmează să se facă o serie de investiții în reparații pentru a aduce clădirea la cerințele corespunzătoare. Acolo va fi sediul ocolului silvic eparhial, a confirmat Ionița Apostolache, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Olteniei. Pe lângă spațioasa clădire care dispune de 20 de camere, Arhiepiscopia Craiovei a mai luat în proprietate și terenul aferent de aproape 2 hectare și un teren de tenis. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, biroul rutier, au tras pe dreapta un bărbat în vârstă de 49 de ani, cu domiciliul în același oraș care conducea pe strada termocentralei. Oamenii legii l-au testat pe bărbat cu aparatul etilotest în urma verificării, rezultând o concentrație de 0,50 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului. Doamnelor și domnilor, cel mai important program informativ obiectiv la Acces TV se încheie aici. Sunt Manuela Negru Popescu, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!